trebuie să iei cuiva cadou de Crăciun. Dacă știi exact ce-și dorește, dacă na, ai mai auzit de la prieten, poate chiar de la el, ți-a șoptit subtil cam ce vrea el de Crăciun, atunci e super mega ușor să iei un cadou. Da, bine, dacă nu-i foarte scump sau chiar dacă ți-l permiți, ți-l l-ai luat pe ăla și sigur l-ai făcut fericit. Dar ce faci în momentul în care tu nu știi ce-și dorește? Poate le are pe toate, poate are salariu, câștigă foarte bine, poate își poate cumpăra ce vrea el. Ce faci tu în momentul ăla? Ce poți să iei cadou? Asta este o întrebare pe care mi-o pun și eu în momentul de față în legătură cu niște persoane și chiar nu știu ce aș putea să le iau cadou de Crăciun. Așa că, atenție, ce este aici? De fapt, nu știu dacă o să spun neapărat, dacă o să scriu un titlu ce se află, dar probabil deja v-ați dat seama dacă aveți în titlu ce se află în cutia asta sau nu, e o cutie destul de misterioasă, dar ideea este că ce se află aici nu e pentru toată lumea, este pentru persoanele care vor chestia aia specială, știi, ceva diferit, ceva să te facă puțin unic, să-ți facă casa sau să te facă pe tine puțin unic, așa că hai să vedem rapid ce e aici și cum, cât de bine funcționează pentru prețul pe care îl are, pentru că e un preț destul de mărișor acolo, vi-l zic la sfârșit, sau mă rog, vi-l zic mai încolo. Hai să desfacem cutia. Deci, îmi place maxim că nu vezi pe cutie ce se află, deci în momentul când oferi așa ceva cadou, e clar că nu poți să-și dea seama ce e înăuntru. Ok, deschidem cutia și suntem întâmpinați de niște foi. Manual de instrucțiuni și aici tot un manual de instrucțiuni, dar în limba engleză. Deci avem două manuale de instrucțiuni și ne lovește un încărcător. Nu sunt tocmai fanul tipului ăsta de unboxing, pentru că de obicei în momentul în care deschizi un produs te aștepți să vezi produsul, da? Adică să ai impactul ăla, ai desfăcut, bam, ăsta e produsul. Dar aici avem un încărcător. Dar ceea ce este ok, sincer, este că te mai ține puțin în suspans. Și asta e fain. Bun, avem burete sau ce e asta, nu știu. Da, un fel de burete, spumă. De fapt, da, e un fel de spumă. Asta avem un cadru de spumă. Alt cadru de spumă, altă bucată de spumă. Deja am dat peste o bucată din produs. Da, cred că e... Dar nu pot să-l apuc cu o singură mână. Și aici, doamnelor și domnilor, avem o minge de handbal. Cadoul perfect pentru bărbatul de lângă tine. Nu e o minge de handbal, vă arăt imediat exact ce este. Deci asta este prima parte, nu? Da, este prima parte din pachet, din ce se află aici. Așa, încă o bucată de asta, deja m-am săturat. Și aici avem la piece de resistance. Și da, nu mai este nimic în cutie. Mă rog, tot o bucată de aia de spumă, dar chiar nu mai vreau să scot și pe aia. Hai să desfacem mai întâi baza. Deci aici avem baza device-ului. Asta practic este, asta face toată chestia, asta este cea mai importantă parte din tot device-ul ăsta. Are o textură foarte faină, pot zic că are o textură elegantă, se potrivește foarte bine, cel puțin cu textura pe care o am aici pe masă, sper să se observe. Este o textură puțin lemnoasă, lemn alb și se potrivește foarte bine cu lemnul ăsta maro. Hai să pun și în aceeași direcție să fie toate chestiile astea. Deci e un contrast foarte fain, deci ați putea folosi contrastul ăsta, să folosiți ideea asta dacă vreți să vi-l cumpărați, link în descriere, dacă vreți să vă cumpărați chestia asta și să o aveți în casă pe post de decorațiune. Deci se potrivește foarte, foarte bine. Mingea asta imensă de handbal, care este o lună. Aici avem un glob cu textură și formă de lună. Calitate, un plastic foarte, foarte dur, foarte bine texturat. Calitate, detalii destul de faine, chiar îmi plac, arată foarte, foarte bine. O să am nevoie de instrucțiuni pentru toată treaba asta, pentru că nu am mai făcut așa ceva niciodată și din câte am înțeles, e destul de complicat. Și un pas din instrucțiune, un pas pe care îl scrie aici, fă-te comod. Așezați-vă confortabil pe un scaun stabil în fața unei mese cu înălțime similară și suprafață plană. Plasați baza pe masă chiar în fața dumneavoastră și apoi conectați-o. Facem asta imediat. Și din câte văd aici, trebuie să ne găsim puțin zenul și răbdarea. Adică trebuie să vă luați puțin timp. Să vedem dacă iese din prima sau cât de ușor iese toată treaba asta. Dar ar trebui să avem puțină răbdare la început. Hai să desfac tot cablul ăsta. Dar nu-mi dau seama acum dacă funcționează sau nu. Am un buton aici ce seamnă cu un buton de power, dar nu se aprinde nimic, nu... Acum, se ia magnificul glob. Pe globul ăsta... Wow! Presupun că ați observat cum a zburat. El are un centru de greutate și un magnet în fund. În partea de jos a globului, sau mă rog, în oricare parte vreți voi, dar în momentul când îl lăsați în greutatea lui, va fi în partea de jos, avem un magnet, probabil este un magnet, acum nu vreau eu să fiu mare fizician și geniu acum, dar probabil este un magnet și este foarte, foarte greu, trage tot globul în jos. Și, teoretic, în momentul de față, noi ar trebui să găsim
echilibru perfect, să punem ăsta să se alinieze cu magneții care se află în bază, în placa asta de lemn aici, sau mă rog, nu știu dacă e chiar de lemn. Opa. Calmă, Len. Calmă. Am reușit. Vai, mamă! Bă, voi ați înnebunit? Deci nu se văd culorile. Stai așa puțin, stai puțin să sting luminile. Ia uite-l, bă, cum arată. Deci arată absolut genial. Nu strălucește atât de tare încât să-mi lumineze mie fața acum. Uite, acum mi se vede barba puțin. Dar arată super bine. Bă, despre ce vorbim? Ești curios? Na. Și rezistă bine. Incredibil. Știu că probabil mulți dintre voi să zică, bă, ce mare lucru, că sunt niște magneți, că levitează. Da, da. Ai așa ceva în casă? Adică folosești, te folosești, vezi chestia asta în fiecare zi? Nu cred că vezi chestii care levitează și se și aprind. Cum circulă curentul ăsta? Adică eu știu, da, folosesc wireless charger pe telefon, da, dar trebuie să ating telefonul, trebuie să lipesc telefonul de wireless chargerul ăla ca să se... ca să transmită curentul, să se încarce telefonul, dar ăsta plutește și s-aprinde. Vai, sunt impresionat, dar chiar sunt impresionat. Prețul poate prețul este puțin cam mare. Vorbim aici de 500 de lei. Produsul ăsta a costat 500 de lei. Acum decideți voi, se merită 500 de lei pentru o piesă de ornament de genul ăsta, care pe lângă faptul că poate fi folosită ca o lampă, este și o piesă de decorațiune și de ornament care atrage atenția. Nu vezi în fiecare zi așa ceva. Nu toată lumea are în casă ceva care levitează. Dar se merită 500 de lei? Bă, mie îmi place extraordinar de mult. Oricum, calitatea materialelor pare destul de bună. Nu, deci, din punctul meu de vedere, da, prețul, părerea mea personală este că prețul este puțin cam mare. 500 de lei, din nou, găsiți link în descriere de unde puteți lua produsul ăsta. Dar poate fi un cadou destul de reușit. Și cum am zis, este pentru acele persoane, doar pentru un tip de persoane cărora sigur le-ar plăcea să aibă ceva, așa ceva în casă. Așa că gândiți-vă bine dacă aveți prieteni, familie, iubită, soț, soție, cărora le-ar plăcea să aibă așa ceva în casă. Pentru că, într-adevăr, nu vezi la oricine. Indiferent cât de basic ar fi, indiferent cât de normale sunt conceptele care se află în spatele chestii astea, totuși efectul este magnific, este fantastic. Efectul vizual pe care l-ai și, nu știu, când desfaci și pui așa ceva, reușești să-l montezi, părerea mea e că e super tare și sunt sigur, sunt absolut convins că oricine ar veni la tine și vede toată treaba asta, primul lucru e, nu te cred. Levitează, frate, chiar levitează. Mai este și varianta cu un bec. Deci în locul lunei este un bec. O să vă las link și la ăla în descriere ca să știți dacă puteți să alegeți ambele variante. Dar mie luna mi s-a părut mult mai de impact, mult mai cu efect pentru un apartament. Dar acum fiecare cu gusturile lui și fiecare poate să-și ia în funcție de ceea ce crede că se potrivește mai bine, indiferent că e pentru altcineva sau pentru el însuși. Puteți să vă faceți voi cadou ăsta de Crăciun. Mi se pare extraordinar, este un produs atât de simplu, principii atât de simple, fizică, magnetism, ceva, nu știu, nu sunt fizician, este fascinant. Bun, eu sunt Alin Zvâncă, pe canalul meu găsiți doar videoclipuri de genul ăsta cu chestii destul de interesante, pe care eu cel puțin nu le-am văzut și nu sunt convins, dar merg spre proporții de 86%, că nici voi nu le-ați văzut produsele pe care le văd eu. Eu sunt pasionat de device-uri, sunt pasionat de gadget-uri și fac asta, fac impresia mea, primele impresii pe care le-am eu în momentul în care desfac un produs și asta cred că contează cel mai mult, în momentul în care experiența aia de unboxing pe care o ai, da? Bun! Și nu uitați, mai facem și tutoriale, video, foto, totul despre tehnologie în principiu, totul despre tehnologie. Eu vă mulțumesc tare mult, voi sunteți cei mai tari, mă înclin în fața voastră și... mă așteptam să se dezactiveze magneția. Ne vedem cu B-roll în primul rând și apoi în video următor. V-am pupat!